Alt fost primar își așteaptă sentința. Sorin Oprescu află astăzi decizia în dosarul în care este acuzat de luare de mită. Constituirea unui grup infracțional organizat și abuz în serviciu, fostul primar al Capitalei a fost condamnat în primă instanță la 5 ani și 4 luni de închisoare cu executare. Colega mea Liliana Anastase, senior editor B1 TV, ne aduce mai multe detalii despre acest dosar. Lili, ce șanse are fostul edil să ajungă după gratii? Te ascultăm! Bună dimineața! Astăzi ar trebui să se dea decizia definitivă în cazul lui Sorin Oprescu, asta după aproape 6 luni de amânări, din momentul în care procesul practic a fost declarat închis, nu fără scandal. A fost nevoie de un complet de divergență, întrucât cei doi judecători de la Curtea de Apel București nu se înțelegeau asupra sentinței. Unul era în sensul condamnării cu executare, iar unul în sensul condamnării cu suspendare, astfel că a intrat al treilea judecător și de atunci analizează această cauză. Sigur, în primă instanță, Sorin Oprescu a fost condamnat la 5 ani și 4 luni de închisoare cu executare, asta după ce în septembrie 2015 ar fi fost prins în flagrant, în momentul în care ar fi primit o sumă de bani pe care procurorii au catalogat-o ca fiind șpagă. De asemenea, pe lângă luarea de mită, Sorin Oprescu a fost acuzat de spălare de bani și de abuz în serviciu. De-a lungul procesului, fostul medicul și fost parlamentar, dar și fost primar al Capitalei, timp de un mandat și jumătate, a susținut că este nevinovat și că acei bani, de fapt, erau o datorie pentru una dintre angajatele sale. Sigur, vorbim despre o decizie definitivă conform infracțiunilor înșirate de procurorii anticorupție. Șansele, mă rog, ghinionul pentru persoana respectivă de a ajunge la închisoare sunt foarte mari, însă decizia, v-am spus, era foarte strânsă, având în vedere că cei doi judecători aveau opinii total opuse. Cert este că decizia fiind una definitivă, dacă este în sensul condamnării, rămânerii deciziei de la fond, Sorin Oprescu va trebui să se predea de îndată în vederea executării pedepsei, iar în cazul în care procesul se va reva, pentru că eu nu cred într-o achitare în acest caz, având în vedere infracțiunile de care este acuzat și mai ales de cuantumul pedepsei luat la fondul cauzei, ar putea fie, nu știu, o rejudecare sau o condamnare cu suspendare, pentru că o achitare de asemenea ridica mari semne de întrebare, având în vedere că la fond a primit aproape 6 ani de închisoare.